Mulțumesc. Eu totuși vă rog să oferiți cuvântul domnului Voronin. A venit la în ședința Parlamentului azi ca ultima zi la școală, de dimineață este prezent aici și niciun respect. Eu vă rog frumos. Vladimir Nicolaici, aveți cuvântul. Domnul președinte Voronin, dacă zice domnul Ghimpu, aveți cuvântul, poftim. Da, eu vă mulțumesc și Matale Mihail Fiodorici. Uitați care e paradoxul situației. Noi, referitor la ultima intervenție, Leancă, în calitate de prim-ministru, ne-a făcut nouă această mare podleancă, semnând în Bruxelles acest acord de asociere care n-a fost consultat cu nimeni. Cu nimeni în țară n-a fost consultat. Noi l-am invitat pe domnul Luc de Vigni, care a fost coordonatorul elaborării din partea Bruxelles acest acord de asociere, și el a căzut cu noi de acord cu 48 de intervenții, 48 de neajuns în acest acord. Și voi acum primiți declarați. Nu, o clipă. Numai o clipă, eu termin. Și scriți că articolul 3, și o scris ei? Necondiționat. Băi, ce faceți voi? Eu înțeleg turmă, eu înțeleg coaliții, eu înțeleg că una peste altă, de-acolo închide gura. Dar chiar și așa nu se face. Aveți soveste, voi, față de narod.